În acest an, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva continuă să aducă în fața publicului o serie de proiecte interesante. Unele dintre acestea au fost începute anii trecuți, spre exemplu exponatul Lunii, prin intermediul căruia publicul poate vizita atât fizic cât și în mediul online diferite piese de patrimoniu, piese protejate. Mai mult decât atât, aceste piese fac parte din colecțiile de istorie ale muzeului, din colecțiile de arheologie, etnografie sau chiar științele naturii. Acesta continuăm să aducem în fața publicului cele mai importante, mai reprezentative piese de patrimoniu pe care le avem în depozitele noastre, pe care le protejăm și pe care dorim să le facem cunoscute publicului. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva se află în prezent într-un amplu proces de reorientare, de reorganizarea a modului de interacțiune cu publicul, orientându-se mai ales către mijloacele media și online. Interesul nostru este de a contura imaginea publicului nostru și de a veni în întâmpinarea publicului cu noi și noi produse muzeale. În acest context, reprezentanții Muzeului Devean au mărturisit și faptul că abordează diferite modalități de promovare a instituției de cultură la nivel național. În acest fel, și turiștii străini și nu numai află cu ușurință informații prețioase care îi pot face să viziteze muzeul din Deva. Avem parteneriate cu mai multe medii și vom dezvolta în continuare astfel de parteneriate. Sunt o serie de platforme media în care suntem prezenți și prin intermediul cărora ne facem cunoscută activitatea. De asemenea, avem un site propriu, acolo unde venim către public cu toate informațiile de care au nevoie și, în plus, avem și activitatea pe pagina de socializare, care este cât se poate de intensă. În această perioadă, pasionații de istorie și cultură pot vizita online mai multe exponate.